Dă-l la el, mă, fraților, vă spui pe-a dreaptă mie, îmi place de el. Îmi place că ține cu dreptatea și vrea să facă numai bine. Dar tot binele de-l face el, săracul, e ca un strop de apă a zvârlit în vârtejul jiului, auzi? Păi da, că multă lume a dreacu pe acolo, pila ei. S-a răit lumea de tot pe acolo. Păi da, mă, nici de vorbă nu se mai țin oamenii. Nici cuvânt nu m-au. Pe una zic și alta fac. Păi stai să vezi. Auzi, fac între ei fel de fel de afaceri, care mai de care mai de ochiată. Și pe urmă zice unul, bă, zice, vină tu cu tare loc cu marfa, că eu vin cu banii. Și când vine ăla cu marfa, ăla în loc de bani, îi trage două cartușe în cap, pac, pac, și gata. Sare mașina și balea. Păi ce fel de oameni ar fi ăștia, mă, frate meu, de nu m-au ei niciun pic de rușine. Niciun pic de rușine pe la noi. Te duci în târg, tocmești o vită, te înțelegi cu omul, bați palma, bea dălmașul, rămâi cu el prieten pe o viață. Păi da, ca oamenii. Păi ce fel de viață e aia, mă, unde să nu mai ai tu încredere în nimeni, nici în neamuri? Păi eu vă spui pe dreaptă. Eu dacă aș ajunge să nu mai am încredere în veta, eu mi-aș băga gheara în gât ca pisigoiul, știi? Aș termina-o. Păi la ce să mai trăiesc? Să stau așa cu frica în sân toată ziua, că bea bamă în pușcă soacră mea ca să-mi ia bicicleta, bamă spânzură sucă să-mi pure țigările, bamă o trebește veta să rămâie singură moștenitoare pe curci, pe rață, pe căța, pe câță. Păi da, băi, eu bag seama că atunci ar fi așa mai rău decât ca fiara hăituită în pădure zi și noapte. Păi văd eu într-o sară un film cu unii care umblau să vândă o paporniță plină ochi cu pachetele de alea, cu stupefante. De-mă cu o travă de aia de mai rea ca ciuma. Umblau ei să o dea la unii care s-o împartă pe la școli, să o dea la copilași, auzi, file arsarea, dracu, să le fie. Umblau să o dea la copilași. Dar ăla care vrea să cumpere stupefantele, ăla nu s-a arătat la față. Nu, vorbea numai la telefon, așa, știi? Vorbea numai la telefon. Uță-l dracu! Dar mai era unul acolo, om serios. Așa părea, serios, director de bancă. Ăsta avea nevastă și doi copilași cu părul alb. Nu, mă, nu copiii avea părul alb. El avea părul alb, că nevastă sa era bălană, dar bună. Bună, așa, ca muiere, că nu la suflet. Sămâna cam cu gherghina lui Dragavei, care îl ținea pe tică alu Caracudă. De mă, tică, alu nu mai pot. Îi ziceau oamenii, alu nu mai pot, că-l prinsesc odată. Ai lui Tupagiu, furând lui Beniță. L-a pus de le-a mâncat cu coaje cu tot, l-a apucat burta săracul și a început să urle cât îl ținea gura. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Și așa i-a rămas numele. Și ăsta, nu tică, mă, frate meu. Directorul de bancă din film. Cum vă spun, să-i avea doi copilași. Dar n-a vrut să-i dea bani lui ăla de la telefon, lui ăla, știi, ca să cumpere stupefantele. Atunci ăla i-a furat copilași și i-a dat telefon, a zis să vie cu banii noaptea la o baltă, că dacă nu, îi neacă copiii. Mă, fraților, să nu turbez, mă! Dar ăsta, directorul de bancă, în loc să-l cheme pe cojac, îl pus să-l dreacă, n-are de lucru, zice, cu banii noaptea la baltă. Când s-a dus acolo, a apărut unul mustăcios așa. Directorul, când îl văzut, a rămas cu gura căscată, că nu s-a aștepta, că îl cunoștea. Dar ăsta, în loc de copilaș, îl îndopă cu un pumn de cartuș, auzi? Păi da, că au ăștia niște pistoale, bă, fraților, bă, au ăștia niște pistoale de trag de nu se mai termină. Când le încarcă, bagă în ele 4-5 cartușe, dar pe urmă trag o săptămână întreagă, o săptămână întreagă, trag așa. E, dacă muri omul, a apărut și cojac, cu ajutorul lui, cu ăla gras, cu Stambos. Sau dracu știe cum îl cheamă. Dar cred că Stambus, că prește în stambă. Bă, că ăsta n-apucă săracul să îmbuce și el niciodată nimica. Cum e cu gura plină, vine Cojac și-l și ea la alergătură. Și era cu ei și șeful lui Cojac. Băiat bun și el. Băiat bun. Că mai închide ochii, știi? Bă, dar ușor nu-i o fi nici lui. Că are o mutră șeful ăsta al lui Cojac. Are o mutră de parcă mănâncă numai ciorbă de corcoduse, de cum sare de rămâie. E mereu așa, știi? Supărat. E venire ei acolo, măsurare, strânsără cartușe, luară urme. Da, ăsta, directorul de bancă, avea o mână înțepenită, așa închisă, știi? Așa. Mă, Cojac, după ce subsă dintr-o albiță de-aia pe băț, zice, mă, să știi că ăsta a avut ceva în mână. Ce să fie avut? Îl întreabă el pe Stambos. Păi de șefule, zice, bag seama vreun cârnaț, mânca omul și în loc care... Bă, zice ție, numai la mâncare stă gândul, nu te taie capul de fel, bă, tu căprar o să mori. Precis, zice că ăsta a avut în mână o servietă cu bani.
Bă, că le ghicește cojac ăsta, bă, frate meu, minune mare. Mă, are pletosul un nas. Mă, odată-i miroasă lui din Temir ce, cum stă chestia, că mi-a și zis nepotul sucă. Bă, neamărine, bă, zice, lu cojac ăsta de-aia căzut părul de tot, că i s-a dezvoltat prea tare mirosul. Taci, mă, nărodule, zic, ce vorbesc. Da, bă, zice, că mi-a spus mie neagogul vânătorul, că el are o cățea și de când a surzit, i s-a dezvoltat mirosul. Și chiar așa și e, că mă jucai eu cu ea, mă pitulai sub pături și mă găsea, dragul, pe miros. Mă sucă, mă zic. Bă, pă, putea săraca cățea să aibă nările astupate cu zmoală. Că pe tine tot te găsea după miros, că tu miroși anărodi la o poștă. Așa, dar ce să cate el cu banii la baltă? Nu sucă, mă, frate meu. Directorul ăsta de bancă, ăsta din film. Ce să cate el cu banii la bancă? O fi venit la pescuit, zice șeful lui Cojac, știi? De pescuit o să pescuim noi, zice Cojac, dacă avem noroc. Mă, Stambos, tu zice, dă fuga la muierea mortului. Vezi ce mai face ea săraca, dar vezi, ea să nu te vadă pe tine. Mă, frate, mă plecă Stambos, Cojac s-a dus la postul de jandarmi acolo, la ei, mai dete el niște telefoane. Bă, și odată află el că un bandit umblă să vândă o... să vândă niște stupefante de-astea. Și odată făcu el legătura între ăla mortul și stupefante. Bă, și s-a dus ață la văduvă. Când s-a dus acolo, găsând grădina pe Stambos, dormea săracul, că începuse să plouă. S-a dus la aia cernită, supărată, amărâtă. Îi murise bărbatul, știi? Mă, frate meu, dar în mijlocul odăii, pe preși, mă, să vezi să nu crezi. Cine să juca? Copilași. Din, mă, copilași ăștia de-i furasă. Să jucau cu fratele mortului. Dar ăsta că ridică capul, mă, nici mai mult, nici nu mai puțin decât ăla cu mustață, care îl împușcasă pe frasou. Mă, frate meu, odată își dete Cojac o țâră pălărie așa pe spate, mâncaia sufletului și zice, o încurcași, frumosule, te arestez. Bulele, păi de ce? Și ăla, de-aia, că îl împușcați pe frate-o. Păi și n-ai dovezi. Auzi, mă, frate meu, neobrăzare la el, că eu nici nu mai putui să rab. Și zice, mă, fiți armăta ta, dracu, păi nu te văzut eu când îl împușcași, mă? Veta se sperie rău de tot, săraca, scuipă în sân, zice, Mărine, Mărine, ai dat mintea copiilor. Ce copii, fă, zic, tu nu vezi cu mintea asta? Lasă-l, zice, care-i cojacac de cojocul lui? Și chiar așa și fu, că îl întreabă cojac. Mă, zice, frumosule, astă seară unde fusăși? Aci în casă, zice hoțul. Stai, aci. Opa, umflă-l, Stambos, umflă-l, că minte, o încurcaș, eu te arenă mult. Pe bocaj de la baltă. Bă, frate meu, o feșteli mustăciosul, dar și muierea, că-i zisă Cojac, fă nu-ți rușine, fă să-ți fur tu singură copilașii, să-ți omor bărbatul, ia-o grasule și pe doamna. Bă, mă unsă pe inimă, bă. Mă, dai, dragul bandit, pe acolo, pe care n-au frică deloc, auzi. Păi, de astă seară, îi furară nepoata lui Cojac, auzi, pe nepoata lui Cojac. Auzi, bă, neobrăzare la... Dar noroc cu fata. Noroc cu fata, că-i dete în cap la fetiță și desenă un aeroplan și o ceapă. Deodată își dete Cojac seama unde o duce aia, muierea aia încărlionțată. Și-o prinsă chiar la aeroplan. Hap, pusă mâna pe ea, scăpă copilul. Păi da, deșteaptă fetița, deșteaptă, păi și neam de polițai, bă. Sângele apă nu se face. Că-i și zisă-i lui, auzi de tot. Tu ce zici dacă l-ar prinde pe suc așa, l-ar fura niște grădinari? Iar da în cap la nărot să fac un prăz. N-aș prea crede, zice Veta. Lasă că lui și dacă i-ar da prin cap, zice, tot n-ar fi nicio scofală. Păi de ce, fă? Păi ce Mărine și nu ți-i minte când l-a pus la școală pe sucă să facă o oaie și a făcut o drăcie de nu să mâna nici a brânză, dar mintea oaie. Ai dreptate, vă zic. Ai dreptate, nu prea are el darul ăsta. Ulele, Veto, dar zic, nici n-are nevoie. Veto, îmi veni o idee de milioane. Ule, și ce să mai trăiești din cap? Auzi, Veto, dacă s-ar lăcomi cumva niște bandiți d-ăștia să-l fure pe nepotul su, că ne-am procopsă. Ulele, Mărine, și bate peste gură, ce vorbe asta? Stai, fă, o țără, ai răbdare. Zic, dacă l-ar fura pe sucă niște bandiți, eu nu numai că n-aș da o parachioară să mi-l dea înapoi, dar i-aș lăsa dracu pe bandiți vreo două, trei luni cu nărodul pe cap. Să învețe minte. Veto, Veto, dacă nu i-ai vedea tu pe bandiți, jeluindu-se prin la poartă, mă, nea, Mărine, mă, mă, ia-l, mă, îți dăm cât vrei, numai ia-l, scapă-ne de el. Auzi, să știi că eu îi scriu lui Cojac. Fă, îi scriu lui Cojac, îl împrumut pe nepotul sucă să-l aibă de momeală pentru bandiți.
Păi și de unde e tu adresarul, Cojac? E de la ea, zic. Eu cer lumăta. Păi zic, muica mea, muica de unde s-o știe, zice ea. Bă, zic, dacă nu o știe, o află. Păi a fost ea în stare să afle după 10 ani cine a mâncat rața lui Maghioala lui Pleașcă. Nu o să afle adresa lui Cojac. E de la ea. Bă, Mărine, mă, zice Veta, bă, bine e pe aici și pe la noi. Iată, stăm liniștiți, dormim liniștiți, nu ne fură nimeni. Ai dreptate, muiere, zic. Dar mie parcă mi-e frică că mă fură. Nu, doamne, am zis, ea, cine? Păi zic eu de somnul. Așa că închide tu televizorul în casa și închid. Hai, noapte bună. Auzi, să vă spui ce mi se întâmplă. Vine ginerii meu, al meu, alu Tănăsucă, de care o ține pe-a mea, pe mare, la mine și mă, tată. M-am un belet la Odină, la mama aia. Eu am niște treburi, nu pot să mă duc. Du-te tu, mă gândi eu ce mă gândi. Ia să mă duc eu, mă, să nu pierdă băiatul beletul. Mă pus să intre și plecai. Ajuns să ia la Constanța, când ajuns la Constanța, zice, te duci la mama aia. Mă duc la autobuz, înghesuială, bă, înghesuială lume, n-aveai un să arunci un ac. Un să arunci un ac. Dar am să-i noroc că îmi spusă mie, îmi spusă ginerii meu când plecai, bă, tată, ia un geamanta mai mare. Eu, o geamanta mare de unde? Luai lada de campanie. Cu ea am să-i noroc. Cum se deschidea ușa la autobuz? Băgam întâi lada. Cum băgam lada, făcea loc. Cum îi atingea lada cu colțul pe unde erau pârliți de soare, săreau garși. Ajung la mamaia aici, la mamaia, bă, frate meu, la mamaia, minunea lui Dumnezeu, auzi, aici oraș, mă, casă lângă casă, casă peste casă. Dacă nu cunoști și n-ai pe cine să întrebi, te rătăcești. Și nu prea ai pe cine întreba, că lumea multă strină, știi? Strin mulți. Dar eu să-i noroc, întâlnim unul la noi, la Ișalința. Zic, bă, unde e centrul ăla de repartizare? Și au pici, a ajuns să-i, mă, să-i acolo, uitare, i-am hârtit, uitare la mine. Mă, nene, zice, te duci dumneata și te cuci la Iunona. La Iunona? La Iunona? Mă, tată, mă, să se ducă să doarmă la ea omul ei, mă. Eu am venit să mă odinez, mă. Eu vreau să stau la hotel, mă. Eu sunt un serios, mă. E, dacă nu vrei acolo să răi, ești bună să râdă, nu știu de ce râdeau. Și du-te la București. Păi ce să cai la București? Că pe lângă București trebuie de acolo veni. Nu ești la București, la hotel. A, la hotel, altă treabă. Mă duc eu la hotel, acolo frumos, mă sui sus, dar cum eram cam ostenit, mă, nu mai mă dau zeu să mănânc, aveam niște ouă, niște brânză, mâncai, mă culcai, dar nu prea dormi. Nu prea dormi, că în jos era baxam o nuntă ceva, dănțuială, zbănțuială, chiriete, țipete, duduia hotel, mă, până la urmă cum eram ostenit, a dormit. Pe la 4 dimineața, ca omul mă sculai, ia să văd, mă, și eu ce-o fi la mama aia asta, ce-o fi aici. Cât, deși nici picior de om, nimeni, pustiu, numai unii cu un tractor arau așa pe lângă malul apii. Mă, ce-o ară ăștia, ce-o pune ăștia aici, mă? Cartofi înălnisit, ce-o pune aici, alune, ce-o pune ăștia? Pe la om mă lămuri eu pe la 8, că început să vie lume, pohoi, care cum venea, dați-o alege jos după el, blâbâc în apă. Să jucau în apă, bă, ca copiii, bă, săreau unii peste alții, ieșau, se întindeau pe nisip, stau la soare, bătea soarele în cap acolo, mă uitai la ei, așa la vreo 4-5 metri mai încolo, pomi, verdeață, umbră, frumos, știi, ei stau în soare acolo, mă, dacă le place lor, lasă-i, mă, lasă-i. Când ce-ar ceafă așa, mai încolo una bălană, bună, frumoasă, cam cum era Veta lui Porunghelu când eram noi de naști. Mă uitam eu la ea, nu era după la noi. Să uită ea la mine, mă, dacă nu știu eu vorbă, cum să intri în vorbă cu omul? Râsă ea, râsă eu, de râsul lumii. Bălană, așa zic, o fi din vreo țară de aia de iarnă tot anul. A venit să încălzească, las-o săracă. Ia să o iau pe malul gârlii încolo să văd ce mai fi. Când mă și restaurante, cofetării, fiecare, bea bere, și prins fiecare ce vrea. Cum eram ostenit, ia să beau o cafea și mă dusesc, ceru o cafea și dă o cafea de aia de, îi zice ca la trin. Express, așa, că avea un aparat de ostroșa, știi? Ostroșa. Ostroșim eu, dete, bună, ce mai? Beui, plătii, plecai. M-am vârtit încolo, încoace, veni Sara. Sara m-a apucat o foame, ia să intru, bă, la un restaurant, mă, încă o friptură. Mă duc la o grădină acolo, lume, găghesuială, intrai, zic, băi, șefule, striga la ospătar, știi? Zice, vine! Acu la restaurant când ți-o zice, vine, tu poți să te duci. Tu poți să te duci când ți-o zice vine, că el zice vine așa ca să știi tu că o să vie, dar dacă ai vreo treabă, ai neamuri, ceva de văzut, vreun botez, ceva, poți să te duci, că până vii tu vine și el. Așa. E, din una la alta vorbim cu el, dă-și mie o friptură și o jumătate de vin. Stam și-o și mă uitam acolo, început muzica să cânte. Început muzica, mă, era unul la tobă, un băiețaș așa, da, ia să o spargă, bă, sau nu era a lui, că prea da cu dușmănie. Sărea urechile din loc. E, început muzica, se scoală de la masă de lângă mine unul, întâi eu zic că e fată, că avea un păr lung așa. Pe urmă, când se întoarce, avea mustață. Era băiat, știi? Să spun, eu știu, o fi din Vrusale, o fi murit bărbierul, că se întâmplă, că și bărbierul e tot om. Tunde ce? Tunde și moare. E, și dacă moare, la oameni le crește părul, așa. Să duce și lua o fetiță. O lua la joc, la dan, știi? Sărăcuță, săraca, slăbuță, avea o rochiță mai mult guleraș, știi, decât rochiță. Și-o lua,
Dar când o lua la joc, mă, când a început să se răstească la ea, să-i facă cu degetul, să o ia de mână, să-i rupă mâna, să o calce pe bătături, bă, zici, o chinuie așa, mă, bag seama, nu e fata cu tasă, că nu o lăsa tasă, o să o chinuie ăsta așa. Vreau să-i să mă scul, dar când mă sculai, mai erau și alții care trăgeau unii de alții așa, mă, zic, ce-o fi cu ăștia aici, mă? Ăștia au fi veniți la Odine sau la Dărâmare? Bag seama la Dărâmare, că prea trag unii de alții așa. Prea trag unii. E cum stam și mă uitam, veni. Aha. Veni, eh? De, ospătarul. Dar fără friptură, că-mi spuse el, că fu și să fârși. S-o fi terminat, că fu departe încolo după ea, cine știu eu unde, că veni târziu. Veni cu un cârnat și cu niște vini. Băi, ui, mâncai, plătii, plecai. Când ieși de aici la restaurant, veni unul spre mine. Mă, mâncați așa, uite-te bine la mine, cu mine am curce, auzi? Dar râdea, știi? Mă, zic, așa o fi vorba lui. Din una în alta zice, pelican. Pelican. Pă, dracu, știe să vâna pelicanii noaptea, de unde să știu eu? Mă, tată, zic, nu știu, că nici eu nu sunt de aici. Dar eu știu încolo. Iau încolo, dacă se iau încolo, e lolo. Dar înainte de a pleca, mă pupă. Ui, fi semăna cu tasă. Dacă mă pupă, îl pupai și eu, nu semăna cu fiul, dar îl pupai. E, mă dus la hotel, mă culcai. De iar nu prea dormi. Aha, iar nu prea dormi. Jos altă nuntă, altă zbănțuială, altă dănțuială. Na, e deja așa vreo 15 zile și vreo 15 nopți, mă odini, ca acum când veni acasă, îi spuse-i lui Veta. Veto, 3 zile și 3 nopți, nu mă întorci. Ia uite, mă, nepoate, mă, tamă când ne așteptam al mai puțin, veni bălana peste noi, auzi? Uite, veni bălana iar peste noi, zice Veta la mine, auzi, mă, Mărine, zice, lasă-mă că n-are putere, că ea babelor. Și asta e din urmă babă. O fi fă, dar e prea greasă, tu nu vezi? Nu vezi că e prea greasă? Și vine la mine, mi-a tănăsucă alu Colan, alu Mirea, brigadierul. Și, mă, Mărine, ia și tu oamenii după malaua ta încolo, scoate, veniți încoace la colectivă să facem pârtie, să dăm zăpada la o parte, până la orătănie acolo, le dăm de mâncare. Mă, zic și făcut, plecai eu pe Mahala încolo, strigai la oameni, ieșiră oamenii care cu lopesc, care cu ceavură, ajung la Fănică, alu Șovăială. Când mă uit la el în curte, mă, frate, mi-au zăpada până la strașină, n-auzi? Nici pârtie, nici nimic. Mă, zic, ce-o fi cu ăsta, mă, nu s-o fi luat după timpul, probabil, o fi plecat să scalde, știi? Strig eu, mă, Dumitrică, Dumitrică, l-aud din casă, ce e, mă? Hai, mă, zic, ești la zăpadă. Mărine, zice, eu nu ies la zăpadă. Bă, păi dacă nu ești tu, ca mâine vine ea la tine, știi? Dă o căldură, de vine ea la tine, ce nu scoți acum cu lopata, scoți mâine cu căldarea, zic. Bă, zice, nu ies că e duminică, că eu duminică nu muncesc. Ia uite la el, mă, zic, brava. Auzi, mă, Dumitrică, păi dacă nu muncești de fel, de fel, mă? Ce de fel? Mă, zic, să trimitem pe copiii lui Fălcosu pe la tine, zic. Păi de ce? Uite, să mestece ei pentru tine, zic, că poate nu dai nici din fălci duminică tu. Poate nici nu mănânci duminică. Poate nu mănânci duminică. Mă, zice, poți să râzi tu de mine, dar eu sunt fericit. Mă, zic, oi fi, mă, că și fericirea e de mai multe feluri. E fericirea prostului, știi? E fericirea surdului că n-aude ce zic că îi las de el? E fericirea orbului că nu vede, știi? Dar zic eu, bag seama, tu ești fericit cum era fericit calul lui Licu. Păi zice, cum e? Ce vorba e asta? Cum era fericit calul? Mă, zic, eu îl știam curios pe el, știi? Zic, dacă e o lopată și vin cu aia, tu i-o spui, bă. Eu spui dacă e. E și auzi. Zic, uite, mă, Licu, vărul meu, acum vreo 3-4 ani de zile, cumpără un cal. De la Poiana Mare, știi? Vine la mine, zice, bă, Mărine, hai să vezi și tu calul, să te uiți la el, să-l vezi. Mă, duse, intrai în graj, mă, frate meu, era un fel de corcitură, auzi, între măgar, curcă ploată și câine cu jigode, auzi. Mă, nu știai care-i capul. Dar, bă, uite, eu trebuia să dai în bob să știi care-i capul. Numai că se întins așa să mă muște, așa văzui unde e capul, știi? Când mă uit, avea și un ochi alb. Avea un ochi alb, păi. Spă bine, mă, Licule, tu când luași calul ăsta, nu văzuși, mă, că e chior. Mă, zice, văzui eu, dar după ce îl cumpărai, că la al dracu mi-l vându pe stânga, îl cumpărai pe dreapta, auzi? Dar zice, n-are nimic. N-are nimic, ăsta e cal fericit. E un cal fericit ăsta. Ce vorba e asta, bă, cum e cal fericit? De-aia zice, când o muri, moare ușor. Că n-are de închis decât un ochi, știi? Decât un ochi are de închis. Aia, zic, poate ești fericit ca calul lui Licu, știi? Poate de-aia. Pune mâna și dai cu alea, zic. Dragi spectatori, bună seara! Trebuie să recunosc că întotdeauna am invidiat pe cântărețe de muzică ușoară care știu să umble cu microfon, așa-l tot succes când tot merge. Pe mine aparatul ăsta mă cam intimidează puțin. Mă, nepoate, bă! Mă, înapoiată era lumea înainte vreme, bă! Proastă era lumea, mă, auzi, credeam toate ele în farmece, în vrăjitorii, în descântece.
Lasă că mai sunt unii și acum care nu seamănă porumbul până nu cântă cucu să-i tai, auzi, până nu cântă cucu. Ca și cum la adică le-ar ține cucu de foame, știi? Păi era unul la noi, Gheorghița lui Smucitu. Pe ăsta l-a apucat să cu vârcolaci. De la inimă, știi? Din capul cheptului. Bă, săracul când l-a apucat să tăvălea pe jos, auzi, să tăvălea pe jos când l-a apucat. Și s-a dus el la o vrăjitoare, una de la Nădejdea, Catarița lui Făsui. Și-i zis aia că e de ochea de vreo muiere, auzi. Auzi vorbă la ea. A lui Smucitu de ochea de vreo muiere, că era săracul ciupit de vărsat, avea fața ca un fund de polomeac ciocănit de costorare, auzi. Și-i zis aia că să nu bea decât zamă de ciușcă iute, cu frunte de țuică pe inima goală. Și așa a făcut sărac. Așa a făcut și după 3 săptămâni rămasă casa pe numele muierii, că copil n-am. Că pe urmă aflarăm noi că-i spusese lui doctorul mai înainte, care unde oi de-i zice ulcer. Și la ulcerul ăsta, dacă-i dai ardei cu țuică, e ca cum ai vrea să stingi focul cu gaz. Mă, da, așa e făcută lumea, dacă așa e făcută lumea să creează în toate ele. Așa e făcută ea, să te ferească Dumnezeu de credința prostului, auzi? Ăstuia când îi intră ceva în bezna din cap, nu i-o mai scos cu cleștele. Păi era una, când eram eu dănac de umblam la oră după fete, așa era una la noi peste baltă, Dumitra lui Căpisterea. Asta făcea farmece pentru toate ele. Dar asta, așa îi zicea pe vremea aia, a lui Căpisterea, că nici de nume n-a avut parte din cauza farmecelor, auzi? Asta făcea farmece pentru toate. Cu un ciop de straichină nouă și cu urzâși după lângă uluci, făcea să nu-i moară găinile. Cu un ciop de straichină veche și cu urzâși după buza șanțului, făcea farmece să moară găinile la vecini. De? Cu apă din fântână neîncepută și cu spuză luată din vatră în noaptea de florii, când cântă cocoș și făcea la fete să se mărite. Cu apă din fântână zleită și cu spuză luată din vatră în noaptea de bobotează când urlă lupii, făcea la fete să rămâie nemăritate. Mă, și câte prostii de-astea, uși, trăia bine Cotoranța, dracu, trăia bine, că nu făcea farmece pe de pomană. Făcea pe fasui, pe mălai, pe ouă, pe ce dau omul, știi? Și trăia bine, că se găseau destui prost să uite în gura ei. Mă, asta într-un an, cum s-a făcut așa porumul, s-a făcut sără și șobolani. Și pe vremea aia nu erau prafuri de ăștia de nu le place la șobolani, nu erau de ăștia. Și s-a apucat Dumitra lui Căpisterea să gonească ea șobolanii. Într-o noapte cu lună plină se dezbrăcă în chelea goală, auzi, încălecă prin bătrai și ocoli curtea cu pricina de vreo 13 ore așa. De șobolan n-a scăpat, dar de lumea a scăpat, că de atunci nu i-a mai zis nimeni Dumitra lui Căpisterea. I-a rămas numele Dumitra lui Vătrai sau Mitra lui Șobolan. Dar n-a avut parte nici de numele ăsta, că într-o vară făcu nepotul meu sucă ce făcu și făcu rost de o râie, auzi. Dar nu de o râie de aia domnească, de te mănâncă numai între dește. Na, de o râie sănătoasă, de una de aia căprească, de descarpi jinal boichilor, auzi? Te mănâncă și sufletul, ce mai? Mă, să scărpina săracul ca porcul, de ce găsa? Ce mai toci să stâlpi de la prispă cu spinarea, știi, scărpinul să de ei? Mă, frate meu, mă, ce nu-i făcut măsa, mă? Îl spălă cu leșie, îl unsă cu gaz. Îl frecă cu peria de sârmă, îl afumă cu pucioasă, nimic, mă, s-a întinsat să râia pe el, dar nu mai știai care e sucă și care e râia, știi? Dar acum, a părut să taman atunci, a părut o doctorie de-i zicea scabiol, să duce tasul la farmacie și zice, dă și mie 20 de sticle de alea. Farmacistul săracul îngălbenit când l-a auzit. Păi ce mă zice, aveți râie tot neamul? Nu, zice, numai fiul meu are. Păi zice, pentru un copil normal ajunge o sticlă. Vezi de treaba, matale, pe ce sucă e normal, uite la el. Le luă omul, le vărsă toate într-un cazan de rufe, îl dezbrăcă pe sucă în chelea goală și îl boteza a doua oară. Mă, chirăia sucă săracul ca din gură de șarpe, știi? Că lustura. Tasă-o zice, bă, dacă urlă așa să știi că îi trece și îl mai băgă o dată. Mă, fraților, dar nimic, mă, nimic, înflori râia pe sucă de parcă până atunci numai de scabiol duse să lipsă, știi? Că acum ai torna apă la o floare pălită, așa să vioră râia pe el. Mă, dacă văzură și văzură că nu e cap să-i dea... La râie de socoteală și ai, mă, cu el la Dumitra, mă. Ai peste baltă, la lui Căpistere, mă, la aia lui Șobola, nu, mă. Îl legară pe sucă că zlobo nu mergea. Îl duseră acolo, îl descântă baba până seara când răsări luna, îl legară de mâini și de picioare bine și îl unsă cu catran, frământat, cu sâmbure de ciușcă iute și cu vreo 5 pumni de căței de usturoi pisaș, știi?
Bă, fraților, când a început sucă să chireie, bă. Bă, când a început sucă să chireie, cotcotășeau găinile, lătrau câinii, mugeau vitele, ce mai. Sfârșitul lumii, nu alt. Mă, săracul de el când scăpă, alță la baltă să se răcorească. Bă, și ai că e dracu gol, auzi. Dar cum o tăiase el așa pe scurtătură, la gârlă, trecu peste izlazul de pășteau vitele. Mă, săracele vite, când văzura arătare neagră așa și cu toți câinii liuată după ea, începură să-l sfore, puseră coada pe spinare și o întinseră la fugă, drept în porumbul după moșia lui Știrbea. O spuseră jos vreo 7 pogoane. Mă, veniră paznicii, luară vitele la gloabă. Acu arendașul zicea că se le dea 100 de franci de cap de vită. Lumea cărșună pe tata lui Sucă, că din cauza lui intrase vracele în porumb. Săracul om vândut tot din curte, auzi? Vântul de plătit gloaba. Tamar atunci vine și Mitra lui Șobolanu, zice, auzi, hai să-mi dai 5 bani de porumb și 2 de fasui, că ți-l scăpai pe Sucă de râie. Cum să ne meri să de avea omul o bucată de curmei în mână, o l-a măsurat. Și de-a lungul și de-a latul, că de atunci nu i-a mai zis nimeni Mitra lui Șobolanu. I-a rămas numele Dumitru al lui Curmei. Păi, bine mă, fraților, dar toate astea se întâmpla înainte, când era lumea fără școală, știi? Când avea lumea carte. Dar să vă spun una de acum, auzi? Bă, să-ți vie să nu crezi. E unul la noi, Gheorghița lui Dămijană, care a sunut-o pe Floarea lui Cinzacă. Văr din fras cu scramâni, sacoștea cu ai lui Țoiu. Bă, ăștia nepoțelu Stănucel Căldare, de-i zice lumea fluierișcă ăsta, când era mic, a găsit o saxie cu flori în cap și a rămas fluier în toată viața asta. E și Gheorghe ăsta al meu s-a dus la oraș, la Craiova, la o ghicitoare, să ghicească aia ce o să-i se întâmple lui, că el era responsabil la un bufet și mâncase vreo 30 de mii chefuise cu prietenii, știi? Și mai cheltuise vreo 15 mii pe loz în plic, pe lonton și pe pronodela, știi? Că poate că știgă bani să pui banii la loc. Aia când s-a dus acolo, fată deșteaptă, pusă cărțele pe masă și zice... Mare necaz o să ai, matale, de la niște oameni de albastru. Și unul de ei parcă e însemnat, așa zice, cam Lucescu umerii. E, oameni ăștia de albastru, zice, o să te ia la un drum de sară și pe urmă la un drum de dimineață o să te ducă într-o adunare mare, cu lume luminată și inima matale tare supărată cade. Pe urmă o să te ducă la un loc cu răcoare, așa, și o să